În această seară vreau să stau de vorbă mai mult cu tinerii și nu numai tinerii despre o altă chemare. Biblia are multe chemări. De altfel spune cuvântul în, 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 în roman și nu numai și în galaten. Fraților, Voi ați fost chemați la Slobozenie, de exemplu. Ați fost chemați la libertate. Există o chemare la libertate. Dumnezeu ne cheamă la libertate. Numai să nu facem din ea. Pricina să trăim pentru firea pământească, spune Biblia. Există chemarea la sfințenie. Vrește Pavel despre Duhul Sfințeniei din Hristos și chemarea Lui pentru noi. Fraților, o chemați să fiți sfinți. Voi cei din Roma, chemați să fiți sfinți. Romani 1 cu 7. Suntem chemați să fim sfinți. Există o chemare la suferință în Petru, putem găsi în 1 Petru, în capitolul 2 cu 20 despre suferința aceea, nu vă mirați de ea, este o chemare a lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, zicea Petru. La ce? La suferință. Domnul Iisus a suferit și noi suntem chemați să suferim. De asemenea, sunt multe alte chemări. Viața eternă, Dumnezeu ne cheamă la o viață veșnică, chemați la viața veșnică. Însă în seara aceasta, dragii mei, vreau să stau de vorbă cu tinerii și în mod deosebit și cu ceilalți despre chemarea la slujire. Avem foarte multe imagini greșite despre cum cheamă Dumnezeu în lucrare tinerii. Cum arată chemarea lui Dumnezeu? How does God call people to ministry? We have plenty of misconceptions about how God calls people to his ministry. Problema noastră este, dragi tineri, este că ne uităm la anumite chemări din Biblie care au fost speciale și le tălmăcim greșit. Ne uităm în Biblie, spunem, uite, domne, Moise s-a aprins tufișul și -a ardea și nu se mai termina și Dumnezeu de acolo, din acel tufiș, din mijlocul focului, l-a chemat și a zis, Moise, Go down in Egypt. No, așa da, frate, asta e chemare. Și eu aș cânta la corul de fete, și eu aș merge misionar în Papa Noua Guinee, și eu aș predica. Dar nu mă chema Dumnezeu, n-am chemare, frate. Și stă bietul tână și așteaptă să se aprindă tufa în spatele grădinii. Așteaptă cât vrei, că în nu o să faci nici misiune, nici nimic. Stay Misconceptions. We imagine God calling us with a thunder-like voice, go and sing in the youth choir. It's not so much about fuss and feathers around and thunders, mountains shaking, and so on. It's much more simple. <laughs> Din pântecele mai citale te-am chemat zicea Dumnezeu. Să te fac proroc al neamurilor. No, Dacă Dumnezeu mă punea de o parte din pântecele mai, și eu făceam lucrarea lui Dumnezeu, da, eu nu sunt. Dă este că expresia aceasta a fost preluată în bisericile noastre, mai ales în profeții. Și au deseori în profeții, te-am pus deoparte o parte, din pântecele mai citale. Trăiesc cu sentimentul că a devenit o expresie uzuală. Preluată nu știu cât de autentică în unele profeții, pentru că nu cred că tot bâlbâitul ca mine îi chema să fie Ieremia, să mă iertați. Eu nu sunt proroc al neamurilor, nici tu. Ieremia a fost proroc al neamurilor, prorocea pentru împărați, cum aș proroci eu pentru domnul Obama, pentru domnul Băsescu și a trimite scrisoare din partea lui Dumnezeu. A fost o chemare specială. Iona, nu? Ce chemare specială să mergi în misiune cu o balenă. Și mulți zic, nu, dacă m mă aduce Dumnezeu și pe mine cu o balenă, în India, probabil că aș predica și eu. Să nu faci astfel de cereri. A fost un popor special vizat. Amos. Iubia spune că Amos n-a fost nici proroc, nici fiu de proroc, nici aptitudini. și au zis că Dumnezeu l-a luat de la spate și a spus, te-am luat de înapoi a oilor, du-te și prorocește chemare specială, un colegător de smochine și un păstor transformat în proroc. Isaia vede slava lui Dumnezeu în templu, vede puterea lui Dumnezeu, vede serafim, vede, vede niște imagini unice și mulți ne așteptăm ca, de fapt, chemarea lui Dumnezeu să fie spectaculoasă. Așa arată chemarea lui Dumnezeu. Și până când Dumnezeu nu face ce-a făcut cu Isaia, cu mine, nu mă duc Domnul la repetiții, nu când, nu fac misiune, nu predic, nu mă interesează, nu, nu sunt chemat. Mulți tineri spun, frate, aș face, dar nu sunt chemat. How did you know that you are not called? Who told you that you are not called? Și vrăjmașul speculează niște slăbiciuni, niște imaginații bolnave pe care le avem. Iarăși Fecioara Maria, Stimată tânără, nu aștepta să vină Arhanghelul Mihail la tine să-ți spună să mergi la repetiții. Să-ți spună Arhanghelul Mihail să mergi în România trei săptămâni în misiune. Arhanghelul Mihail s-a prezentat de două ori în istorie, de it. Tu nu ești Fecioara Maria și nici eu nu sunt, nu știu ce, proroc al neamurilor. Dragii mei, vreau să concluzionez ceva din aceste gânduri. Acești oameni au fost chemați în mod excepțional Ofst momentes speciale in history Special moments for special people in God's plan of redemption. We are not part of it. None of us is like that. None. Maria a fost unică, Hristos a născut odată, Moise a fost unic în temetorul iudaismului, nu aștepta chemări spectaculoase, nu aștepta să se aprindă o tufă în grădină, nu aștepta să vină Arhanghelul Mihail că nu face curse de rai elim pentru tine. Never! Vreau să ne uităm în Sfânta Scriptură să înțelegem că astfel de chemări au fost în momente unice în istoria lui Dumnezeu. Și nu trebuie să așteptăm astfel de chemări în Noul Testament, în Elim sau unde am fi. These people were special people unlike me and you. Aici cred că intră un pic și problema culturală. We are, we are tainted with this specialness in this culture. You have to tell your kid, you're special in a psychological sense and biological sense, he might be special. From God's point of view, from God's redemption plan, none of us is special. Vreau să înțelegem, în America este o, o boală cu specialul. Trebuie să-l spui că e special, soția e specială, copilul e special. Asta e un compliment, sună bine, ceai, zamă. Dar când e vorba de Dumnezeu și de planul Lui, nici unul dintre noi nu avem locul pe care l-a avut Moise sau Ieremia sau fecioara Maria. Să ne fie clar. M-am uitat în Biblie la niște oameni mai simpli. Și am găsit patru feluri de chemări. Simple, no shaking, mountain shaking, nimic special, no thunder like bolts, no thunderbolts, nothing. Chemări foarte simple ale lui Dumnezeu. Hai să vedem cum cheamă Dumnezeu în Noul Testament. Prima spune așa fapte 13. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon, Miniger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Ce înțelegem din acest pasaj? În primul rând înțeleg, dragii mei, că Dumnezeu deja-i chemase în mod personal acolo în inima lor. Spune, puneți-i deoparte pentru lucrarea la care i-am chemat. Dumnezeu ceva a pus în inima lor la început. Însă, uite, primul fel de chemare, Dumnezeu cheamă și azi, fără să vină arhanghel, prin profeție. Nenumărați tineri au lucrări că Dumnezeu vrea să-i folosească în lucrare. Nu te îndoi, este chemarea lui Dumnezeu autentică. În anul 2015, Dumnezeu încă cheamă în felul acesta. Dacă Dumnezeu îți vorbește printr-o vedenie, printr-un proroc, că te cheamă în lucrare, nu te teme. Nu ezita, stima tânăr, intră în lucrarea lui Dumnezeu. De că și asta e un pic specială, nu? Poate mulți tineri ar spune, da, dacă Dumnezeu mi-ar vorbi în public la Elim, să mă cinstească Duhul Sfânt în fața la 300 de oameni și duminica seara când e audiență maximă să se ridice prorocul în picioare și să spună pe tine, frate Fedor, te-am ales și te-am uns și te-am pus. E, mi-ar plăcea. Însă de multe ori nici măcar atât nu avem din partea lui Dumnezeu. Ce pot să spun este că este foarte important, chiar dacă ai parte de altfel de chemări, vom vedea încă trei feluri de chemări, cred că întotdeauna este bine, chiar dacă nu este prima, să existe undeva pe parcurs măcar această chemare prin profeție. Și de ce? Profeția confirmă dorințele noastre sau pasiunile noastre. Există un risc mare în misiune, în orice lucrare, și aici, în biserică, ca intrând bazat pe pasiuni, pe dorințe personale în lucrarea lui Dumnezeu, la un moment dat să se înfunde calea. La un moment dat să fie greu în lucrarea pe care o faci. Și să spui, Doamne, oare chiar mai ai chemat Tu? În momentele acelea critice de lucrare, este așa de important să-ți amintești că n-a fost doar dorința și pasiunea ta, că Dumnezeu ți-a confirmat prin anumite persoane că da, El te-a chemat în lucrare. Dragii mei, dacă n-aș fi avut confirmările lui Dumnezeu, jugul lucrării ar fi fost de nepurtat pentru mine. Dacă nu mi-ar fi vorbit Dumnezeu, nu odată, să vin în locul acesta pentru tot aurul din lume, n-aș fi venit nici măcar pentru o lună. Însă știu un lucru, că dincolo de ceea ce în inima mea a fost de la început, Dumnezeu mi-a confirmat și zilele acestea m-am mângâiat mult că Dumnezeu a zis. Și dacă El a zis, El însoțește, El binecuvintează, El întărește. Oriunde mergi, misionar, dirijor, cântăreț, o lucrare de dărnicie, nu păși grabnic. Fă bine și întreabă de două ori Doamne, vrei? Să nu aștepta chemări prea speciale. Nu în panta aia să aștepți, cum spuneam, chemări speciale și spectaculoase care nu se mai dau astăzi, nu se mai împart atât de des. Chemarea prin prorocii, iată un fel simplu de chemarea lui Dumnezeu. Și avem proroci în biserici și Dumnezeu cheamă și astăzi. Fii atent la profețiile din copilărie, din adolescență. mi amintesc că dacă stau să scriu, am un caiet întreg și le-am urmărit cum s-au împlinit încet, încet și Dumnezeu m-a chemat încet, încet prin anumite lucrări pe care nu le-am înțeles la vremea aceea, dar care se deschid încet în fața înainte, înaintea ochilor mei și Dumnezeu își desfășoară planul în viața mea. Dumnezeu are un plan pentru tine și El spune Biblia că nu face nimic, frumos, nu face nimic fără să descopere prorocilor săi. Spuneam unui proroc, mă, special mai sunteți voi. Despre pastor Biblia nu spune asta. Dumnezeu nu face nici lucru mic, nici lucru mare, spune, fără să-l descopere, prorocilor. Dumnezeu are o preferință pentru proroci. Păstorii uneori sunt surprinși. Prorocii știu, pentru că Dumnezeu înștiințează înainte. Alt fel de chemare, și mai puțin spectaculos, dacă asta cât de cât înseamnă o confirmare publică și nimeni nu s-a putut îndoi că Pavel a fost chemat, hai să ne uităm la un alt apostol, Barnaba. Cum a fost chemat Barnaba? Știe cineva? Bietul Barnaba nici măcar o prorocie nu a avut în public. Nimic. Vreau să întreb, a fost Barnaba mai puțin apostol decât Pavel? Nu. No. a was an apostle. Like Paul. St same stature. Same status. Same calling. Spune cuvântul așa. Fapte 11. Cei ce se împrășteaseră din plicina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru, în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși printre ei au fost câțiva oameni din Cipru, din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Și ascultați aici vestea despre ei, a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba la Antiochia. Și spune cuvântul acolo, când a ajuns el și a văzut Harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă a de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și destul de mult rol s-a adăugat la Domnul. Asta este prima oară când apare Barnab aici pe scenă. Mai spune undeva în, în fapte 5-6 că era un om de bine, a dăruit o moșioară. Ca tare Barnab apare ca un om care își vinde moșioara și dăruiește. Ca un businessman care face o donație grozavă la început. Și apoi spune Scriptura că în biserica din Ierusalim apare o problemă. Mă, avem nevoie de unul să se ducă în Antiohia. Și că acolo e persecuție, și că acolo ar fi și greci. Ne trebuie unul mare, solid să ducă mult în caz de bătaie să ducă. Cam care ar fi cel mai potrivit? Păi, o să-ți frații, cred că Barnaba. Barnaba, n-ai vrea să mergi tu în misiune în Antiohia? Sau so simplu? Un al doilea fel prin care Dumnezeu cheamă este prin biserică. l-a spune că biserica din Ierusalim l-au trimis pe Barnaba. God calls through his church, through his body. And church call is God's authentic call. Biserica reprezintă pe Dumnezeu în lumea aceasta. Și când biserica cheamă, Dumnezeu cheamă. Nu e așa onorabil, nu e așa, nu, nu e cu profeții. Nu e cu multă vâlvă. Dar Barnaba a fost chemat de Dumnezeu în misiune. Și a fost un misionar extraordinar. A, a, mers împreună cu Pavel. A fost un om care a scris istorie creștină. Însă nu știm nimic despre el decât atât. Că biserica l-a investit în lucrare. Când biserica lui Dumnezeu te cheamă, nu te îndoi. Este chemarea lui Dumnezeu autentică. Du-te! Du-te! Biserica este mandatată de Dumnezeu să cheme în lucrare oameni. Și spunea Pavel, Timoteie, pune așa, pune bătrâni să fie serioși, pune diacon, pune prezbiteri, pune episcopi, pune. Tu ca și, ca și reprezentant al bisericii, pune oameni în lucrare. Dragii mei, Dumnezeu cheamă prin biserică. Dacă biserica face un anunț astăzi de bună seamă că este nevoie de un frate să pentuiască gardul, e chemarea lui Dumnezeu. Suntem tentați să gândim, a, biserica, caută unul să-l pună acolo. Te cheamă biserica în misiune, e nevoie de unul cu mașină, cum era în România. Tot aceiași erau chemați de biserică, că aveau mașini și era normal. Da, era chemarea lui Dumnezeu. Și veneau și slujeau și am avut șoferi ani de zile care veneau și cu vanvara, și cu corul, și cu tineretul. Oriunde era o misiune, erau acolo prezenți. Pentru că Dumnezeu le-a o mașină, erau puține mașini. Și biserica îi chema întotdeauna. Dacă biserica trimite tineri în misiune, este trimiterea lui Dumnezeu. Dacă biserica investește misionari și le dă binecuvântare, este trimiterea lui Dumnezeu. Barnaba, apostolul Barnaba, a fost chemat prin biserică. Ce simplu, ce banal și totuși ce autentic. Dacă biserica caută coriști, caută fanfariști caută întăriri la orchestra sau la corul de fete. Nu e o chestiune politică. Ia-o ca pe chemarea lui Dumnezeu. Dacă biserica te invită, frate, te invită să slujești din cuvânt, nu tot da înapoi, tot asta e problema noastră. Când vrem să punem oameni în slujire, o, oh, eu nu sunt chemat. Păi acum te cheamă Dumnezeu, prin mine, prin programare, prin biserică. Dumnezeu te cheamă să slujești. Ce mai aștepți? Barnaba, apostolul Barnaba, a fost chemat de biserica lui Dumnezeu. Și nu a așteptat nici arhanghel, nu a așteptat nici flăcări de foc, nu a așteptat nimic ce a intrat în lucrare și Biblia spune că a avut rezultat și mult norod s-a adăugat la poporul lui Dumnezeu. Până la urmă, rezultatele confirmă chemarea. Mai mult, merg mai departe găsim o chemare și mai simplă. De bine de rău aici era chemarea unei biserici. Un for, o fi fost chemat Barnaba la comitet, uite Barnaba, te-am găsit vrednic, Toma, pe tine, ești cel mai bun, te-am ales, te-am votat, du-te în misiune. Totuși era un pic așa măgulitor să te cheme conducerea bisericii, să te investească. Nu sună rău, ne place. Am găsit o chemare și mai simplă. Timotei. Cine l-a chemat pe Timotei? Cum l-a chemat Dumnezeu pe Timotei în lucrare? Știi cineva? Spune scriptura așa. Fapte, capitolul 16. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei. Așa apare Timotei în Biblie. Fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și din Iconia îl vorbeau de bine. Și spune Cuvântul așa în versetul 3. Pavel a vrut să-l ia cu el. Amin. Nu știm dacă Pavel a avut vedenii, înștiințări, vise de noapte, vreun macedonian făcând semne, nu știm. În situația asta, Biblia ne spune că Pavel l-a văzut credincios, tânăr, inocent, un pic timid și a vrut să-l ia cu el. Pun o întrebare acum, după 2000 de ani, cui a lăsat Pavel bisericile? Tânărului Timotei. Nu e vorba de un om care să-i toarnă ape pe mâini. Un timid, un pămpălău care să meargă să-i ducă geanta. El a văzut acolo ceva. O chemare a lui Dumnezeu. Când Pavel termină lucrarea, îi, îi lasă lucrarea lui Timotei. Tot ce a făcut Pavel, a făcut și Timotei după o generație. Asta înseamnă mentorat. Asta înseamnă lucrătorii să vadă și să aleagă și să investească și să ucenicizeze. Am spus și vreau să spun din nou, succes fără succesori este eșec. Că e vorba de păstor, că e vorba de lider de tineret, că e vorba de dirijor, de orice altă formă de leadership, de Sunday School, dacă n-ai ucenicizat pe nimeni în urma ta, ți-ai ratat slujirea. Dacă în urma ta nu rămâne unul, o replica ta pe care l-ai ucenicizat tu, să-l înveți ce faci tu, predica aia, cântatul ăla, degeaba ai slujit biserica. Când tu mori, moare și lucrarea. Tu ești lucrarea. Și vai de lucrarea care ești doar tu și eu. Dumnezeu ne cheamă să înțelegem ceva, dragii mei, că Dumnezeu cheamă prin mentori, prin oameni spirituali care au înțeles că de fapt chemarea oricărui om mare al lui Dumnezeu este să lase în urmă nu biserici mari, nu predici nu știu nu piese grozave scrise, compoziții, ci să lase în urmă ucenici. Cine n-are ucenici este un slujitor sărac, calic. Dumnezeu să ne trezească conștiința și mintea sănătoasă, să înțelegem voia lui Dumnezeu. Pavel l-a ucenicizat pe Timotei. O chemare simplă, Timotei a fost invitat în lucrare de Pavel și a rămas lucrător până la moarte. Un lucrător încercat, un lucrător bun, chemat de un om. Are dragii mei, să ne rugăm noi, cei maturi, și să înțelegem și să ne întrebăm, Doamne, care e Timoteiul meu? Tâta tineri în biserica asta, chiar nu-i niciunul să se ridice la, la nivelul meu? La nivelul tău? Să-l poți să învăța meștișugul tău? Chiar nu-i niciunul? Tendința generației noastre este că ajungem maturi să uităm de unde am plecat și cât de slabi am fost noi când am început să predicăm și să facem lucrare și să ne se pare că nimeni, domne, nu se califică. Domne, nimeni. Chiar nimeni? Pavel s-a uitat la un tânăr timid și îi spune, Pavel, nu fi așa timid, fi mai curajos, că Domnul ne-a dat un duc de curaj, nu de frică. Și-l ucenicizează și-l învață. Și în final îl lasă în locul lui, o lucrare frumoasă. Dacă vreodată vreun frate te cheamă în lucrare, să nu te îndoiești niciodată. Este chemarea lui Dumnezeu. Amintesc, dragii mei, cum am început slujirea așa mai povestit. Eram oarecum complexat că n-am avut niciodată o lucrare că sunt chemat. Amintesc că eram copii, aveam vreo 12 ani sau 10. Și un frate de-al meu a avut lucrare, că Dumnezeu îl cheamă la o ceva special și... Eram în tabără de copii și eram așa gelos. Și am zis, Doamne, niciodată tu pe mine nu mai chemat. Nu mai ai vorbit niciodată că sunt special, că mă chem la o lucrare. Uite, vorbești fraților mei, vorbești tinerilor că e chemat la o lucrare. Și au deam des că unii tineri sunt chemați, sunt deosebiți. Și ca și copiii așa mă, mă timoram, eram, sufeream un pic că Dumnezeu nu-mi dădea atenție. Și amintesc că la 23 de ani, nici nu visam, nici nu știam Omit un om la mine, spus, frate Fedor, nu vrei să vii cu mine să predici la frumușeni, parcă? 15 oameni. Nu era păstor, era un om, chiar acolo, linia întâi, era un slujitor din biserică, un diacon, dacă nu greșesc. M-am uitat, așa am zis, să predic? Eu nu știu să predic. Și după cum povesteam și altă dată am învățat pe de rost o predică, a fratelui Victor Opriș, am încercat să o predic din 45, și 15. Și m-am tulburat, nu mai predic în veci. Asta nu-i predică, nu mai mișa, nu se mai încadrau. Și totuși, dragii mei, nu pot să uit faptul că Dumnezeu m-a chemat printr-un om obișnuit. Și de 10 ani predic cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cineva odată s-a uitat și a văzut ce eu n-am văzut. Ce n-au văzut nici părinții, ce n-a văzut nici Păstorul până la urmă în biserica noastră, a văzut un om. Și-a zis, n-ai vrea să predici într-un sat? Așa lucrează Dumnezeu. Mi-am de Eli care spunea cuvântul lui Dumnezeu acolo, că Eli a înțeles că Dumnezeu îl cheamă pe copil. N-are cum Samuel, un copil, un tânăr să vadă chemarea. E normal ca tinerii noștri să dea înapoi, însă chemarea unui Eli îmbătrânit în casa lui Dumnezeu e să vadă. Eli, deschide-ți ochii să vezi! că ai orbit și nu mai vezi, nu vezi pe nimeni afară de tine. Însă spune cuvântul, el a înțeles că Domnul îl cheamă pe copil și a spus, dacă te mai cheamă Domnul să zici, vorbește Doamne că-și robul tău ascultă. Și Samuel intră în lucrarea lui Dumnezeu pentru că a fost un Eli care a văzut înainte să vadă Samuel. A fost un Eli care să audă înainte să audă Samuel. Dumnezeu să ridice cât mai mulți Eli. Dumnezeu să ridice în biserica lui cât mai mulți Pavel, care să vadă unde este Timotei. Poate e pe la balcon undeva arătăcit, poate că Timotei ăsta e pe undeva, pe aici, prin spate, pe la o orchestră, nu știu. Și nu-l vezi și nu-l văd. Dumnezeu să ne deschidă ochii ca să vedem. Așa se face lucrarea lui Dumnezeu de mentorare, de împuternicire a generației tinere. O, Doamne, Deschide-ne ochii să vedem. Pavel l-a chemat pe Timotei în lucrare. Te cheamă un om al lui Dumnezeu, este chemarea lui Dumnezeu. Al treilea fel de chemare. Mai avem un al patrulea fel aici. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte interesant. În fapte, în capitolul 18, mi se spune așa. După ce a trecut câteva vreme în Antiohia, a petrecut câteva vreme în Antiochia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărim pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoscuse decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila când l-au auzit, l-au luat cu ei și au arătat mai cu deamăruntul calea lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune cuvântul aici. Fiindcă el voia să streacă în Ahaia. Frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin Harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră. Și mai simplu. Pe Apolo nu-l cheamă nici biserica. Apolo nu are prorocii. Apolo nu-i chema de apostolul Pavel. Nu-l vede nimeni. Dar spune Scriptura că ăsta avea un duh înfocat. Ăsta era ca un cal de la armăsar pe care nu-l pot struni. Și vroia să plece în misiune. Și frații au văzut că nu se poate. Că eu spun, mă, dute. Dacă vrei, dute. Cea mai interesantă chemare pe care o văd în Scripturi. Nu-l trimite nimeni. Dar omul ăsta avea pasiune. Un al patrulea fel prin care Dumnezeu cheamă astăzi, foarte simplu, prin pasiune. Vorbea cu Duh înfocat, învățat, amănunțit, era plin de râvnă. Și au văzut, frații, mei ăsta, ăsta vrea, domne, să slujească. lăsați l să slujească. I-au dat scrisoare și au spus, Dute te Vreau să vă întreb ceva, dragii mei, în Corint, care au fost cei trei piloni ai bisericii? Foarte interesant. Eu am rămas surprins. El spune că ăsta nici măcar nu știa bine calea Domnului. Predica cu râvnă și știa puține. Nu cunoștea decât botezul lui Ioan și el deja îl predica pe Iisus. Era plin de zel. Și-au spus frații că l-au luat un pic la studiu, mă, nu, râvna e bună, dar trebuie să-l mai învățăm un pic, că nu prea știe, zice, detaliile. și l-au luat la preșina, să facă un pic de studiu, de catecheză cu el, să-l trimită în lucrare un pic mai instruit, că era cam slăbuț, dar avea un duh înfocat. Și după câțiva ani mă uitam în Sfânta Scriptură, este pus alături de Pavel și de Petru. Extraordinar! Îi detalia lui Pavel și a lui Petru în Corint. Cei trei stâlpi, Apollo, Pavel și Petru. Pentru că, dragii mei, până la urmă, în concluzie, cred eu, chemarea bisericii, chemarea unui păstor sau unui om, prorociile nu pot să ne trimită în lucrare dacă nu avem acest foc. Cea mai înaltă chemare și cea mai importantă care te ține în lucrarea lui Dumnezeu, oriunde ai fi, este focul pasiunii. Mă gândeam la Ieremia, spune cuvântul că Ieremia arungea supărat și spunea, Doamne, nu mai prorocesc, m-am săturat. Și -o spunea, când încerc să tac, simt un foc care mă mistuiește, zicea el. Nu pot să tac. Mi-am propus, Doamne, să nu mai prorocesc. Și spune el acolo, nu pot, simt un foc care mă mistuiește înăuntru. O, mă rog lui Dumnezeu, ca ne limbi, Dumnezeu să mai lase focul pasiunii în tineri. Dacă lipsește ceva generației noastre, este pasiunea pentru lucrarea lui Dumnezeu. O generație palidă, What is convenient is the most important for us. We love to have convenient around us. Everything to be convenient, relaxing. Life with God is sacrifice and demands passion and fire. We need fire. We need passion for God. De aceea e greu să găsim oameni care să predice. Nu pentru că nu știm Biblia, ci că pentru mulți oameni sunt comozi și știu că pentru a te urca aici înseamnă frământări, înseamnă lupte cu cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă luptă în rugăciune, pentru a merge în Africa în misiune înseamnă zbatere, pentru a merge în România, în misiune, înseamnă pasiune, înseamnă să renunți la mâncarea ta, renunți la confortul tău. Ai nevoie de pasiune, ai nevoie de foc, ai nevoie de putere, ai nevoie de resurse emoționale. Nu poți altfel. Și preferăm să ducem o viață de castraveți uscați, fără de sevă și fără de pasiune. O, Doamne, îmbracă-ne cu pasiune în această seară. Îmbracă-ți tineretul cu pasiune. Să toamne Dumnezeu un foc în adunarea Lui peste tine, așa încât să, să dea de pereți cu tabletele, să dea de pereți cu telefoanele, cu jucăriile, cu gadgets, cu tot ce au și să meargă în lucrarea Lui Dumnezeu plin de foc și de pasiune. Amin, Doamne, ascultă-ne! Amintesc de prietenul meu de Florin. Venea de la martorul Jehova. Nimeni nu punea preț pe el. Avea un foc cum n-am văzut niciodată, se pocăise de curând și frații nu-l puneau la cuvânt. Și venea la ora 8, că se termina biserica. Mi-l amintesc și acum. Şi urca la amvon, că noi plecam acasă. Mai eram văd cinci tineri și povesteam, fete, băieți, aburele. Și începea și predica la ora 8. Și striga și gesticula ca și cum biserica era plină. Își dorea așa de mult să predice. S-a angajat ca şi, ca și bodyguard, ca și security la un magazin și şi... Trebuia să-și facă geaba acolo, dar el nu făcea geaba. Predica la toți distribuitorii, la toți bodyguards, la toți clienții care intrau în artim acolo în Sighet. Până într-o zi când a spus, mă Florin, i-a scris un mesaj, spunea așa cum l-am în telefon. Ce tot te chinuit acolo să predici în magazin? Hai la școală, învață să predici și predică Evanghelia. Și spune el, m-am hotărât dintr-o dată, mă duc. Și îmi povestea cum se suia în ocazie. Și spunea, nu puteam să mă cul seara. În satul meu nu puteam să dorm, pentru că nu predicasem la niciun om nemântuit. Și mă, mă, puneam seara pe mașină, ieșeam în fața casei, în berbești, stăteam la ocazie, așteptam să vină o mașină, mergeam în sighet, fără să am nicio treabă, vreau să predic. Aveam un foc, nu puteam să dorm, n-am predicat nimănui. Mă urcam la ocazie, mergeam la sighet și predicam. Treceam drumul și stăteam la ocazie și mergeam înapoi în berbești și predicam și mă culcam bucuros că am predicat la două persoane. Astfel de foc are nevoie tineretul nostru astăzi, pasiune pentru Dumnezeu. Se urca Florin, amintesc, se urca Florin în autobuzul de Săcel și pentru două ceasuri se punea pe primul rând, se întorcea și predica în tot autobuzul tot autobuzul asculta și dădea muzica mai încet și predica Evanghelia pe Valea Izei pentru un ceas sau două. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus pasiune. Oriunde ajungea, se ruga. Se ruga, se ruga pentru cazinouri, pentru bordelul. Doamne, închidele. Avea o credință, se ruga pentru orice punct demonic din oraș. Doamne, să dea faliment. Se ruga pentru biserici ale cultelor false. Doamne, închidele. De propășire lucrării tale. Punea mâinile pe clădiri, se ruga pentru oameni, se ruga pe străzi pentru boschetari. Nu era boschetar în sigă să nu-l cunoască. Toți cercelații, toți drogații, piercing, toți nebunii din oraș îl știau. Domnul Părinte se oprea la bloc, la Bogdan Vodă și toți goloanii se adunau prejurul lui. Și chiar dacă biserica nu-l trimitea și nu vedea mult în el, era un tânăr naiv, acolo, fără să fie trimis de biserică, că nu-ți trebuie de la comitet să predici, se punea în fața blocului și predica Evanghelia. Nu era vameș, nu era om stricat să nu-l cunoască. A predicat peste tot și am predicat împreună cu el trei ani și în jumătate. Am predicat în piață, am mers să cumpăr ceva pentru teracotă, n-am mai cumpărat nimic. S-au adunat oamenii în jurul meu. Și acolo în piață am predicat Cuvântul lui Dumnezeu. În Vamă l-am predicat pe Hristos, am cântat o cântare împreună cu Florin, cu frații, am cântat peste tot, am cântat în intersecție, am cântat pe marginea drumului, pe marginea apei, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este un foc care arde. Avem nevoie de pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Biserica Elim nu se va schimba fără pasiune. Iubire pentru casa lui Dumnezeu, să dorești să vii la rugăciune, să dorești să asculți, să auzi prorocina adunare, să dorești cuvântul lui Dumnezeu, nu să tragă păștorul cu arcanul, veniți la ora nouă, să nu mai încăpem la ora nouă. Chemarea lui Dumnezeu, cea mai înaltă este acolo înăuntru, the passion, the fire of the spirit. Dumnezeu să-L toarne din belșug peste noi în această seară. Iată patru feluri de chemări mai puțin spectaculoase dar care sunt chemări autentice. Dragi tineri, nu așteptați chemări speciale. Nu așteptați să fiți împinși de la spate. Cereți Domnului pasiune și curaj. Cereți Domnului cuvânt. Cereți Domnului îndrăzneală și intrați în ogorul lui Dumnezeu. Trăiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Trăiți pentru Evanghelie. Dumnezeu ne cheamă. Ar fi timpul să încheiem, dar mă uitam aici la, la trei chestiuni scurt. Totuși, ce au avut oamenii ăștia în comun? Pentru că nu e chiar așa de simplu. Vreau să subliniez ceva pentru tineri important. În primul rând spune Biblia aici despre Timotei, nu mai citesc, citise mai devreme, era vorbit de bine. Barnabă era un om de bine, spune Biblia. Toți oamenii aceștia, dragii mei, au fost oameni cu o reputație bună. Este așa o filozofie între tineri că e ok, live your life, enjoy. Cum spune aici, fratele și clovan, sleeping around, enjoying the drugs, enjoying the world. Just feel free. And later you can come back to God and you'll be a servant. Asta e o filozofie demonică. Dragii mei, eu cred că Dumnezeu ne cheamă să ne sfințim din tinerețe. Dumnezeu nu cheamă tot felul de, de, de Eu știu că Dumnezeu iartă și folosește pe oricine. Însă asta nu este o, un motiv ca să trăim viața de stricați, că după aia Dumnezeu ne va folosi. Oamenii ăștia au fost tineri curați, Timotei din Punci a fost un tânăr curat. Dumnezeu caută tineri curați. Nu că nu se poate folosi de alții, dar nu vreau să fiu exclusivist, să spun că Dumnezeu mă cheamă pe mine, că am fost din familie de creștini și drogații care se pocăiesc nu pot fi folosiți. Dumnezeu folosește pe oricine, însă eu sunt dator să mă pun la dispoziția Lui din tinerețe. Lăsați filozofia asta mincinoasă, că poți să trăiești oricum, te pocăiești la 25 de ani, ți-ai o fată bună din biserică și o să fii mare slujitor. Some of them didn't come back again. They died outside. In drugs, in accidents, and all kind of experiences. Unii nu se mai întorc din lume. Este o minciună pe care diavolul ți-o spune ca să mergi afară, să te distrezi, să bei, să te bucuri și să vină apoi, să fii și tu sfânt. Dragul meu, ești aici. Pentru ce să mergi afară? Tinerețea cu Dumnezeu are gust. Și Dumnezeu caută tineri dedicați din tinerețe. Da, Dumnezeu cheamă tineri care asta fac. Îmi spunea cineva că la Sandescul fratele Din era cel mai bun când era copil. Păi nu mă mir că predic în sara asta. Normal că Dumnezeu cheamă oameni care au iubit Biblia din copilărie. Nu o să cheme pe care iubesc Xbox-ul, că n-au ce să ne spună. Dacă ai putea predica din Street Fighter sau FIFA, dar nu se poate, you can't. You need Bible, the Bible. You need information about scriptures and from scriptures. Cum azi, după zeci de ani, înțeleg de ce Dumnezeu din copilărie m-a urmărit. Eu credeam că îmi păstrez curăția pentru soția mea. Însă puritatea pe care am păstrat-o a fost pentru lucrare în primul rând. Îmi amintesc cum la 12 ani mă rugam în fiecare seară câte o oră. Veneau părinții la 1 noapte, la 2, să ne acopere că era iarnă și mă găseau rugându-mă ca și copil. Și m-au certat și m-au mustrat, au spus, tu ești copil, pentru ce te rogi atâta? Culcă-te! Și mi-au interzis. La 12 ani stăteam în rugăciune, o oră, două, și nu înțelegeam de ce. Eram un copil, doar un copil. Să Dumnezeu mă cerceta de la 12 ani și stăteam de vorbe cu Dumnezeu noaptea și Dumnezeu îmi vorbea. N-am știu de ce. N-am știu de ce Dumnezeu nu m-a îngăduit nici măcar când eram în lume și în discotecă. Nu mi-a îngăduit. Mi-a stat împotrivă. N-am putut. Eram hotărât să gust din lume. N-am putut. Ceva am stătea împotrivă. Dumnezeu m-a ocrotit. Pentru că Dumnezeu vroia să păstreze vas. Spunea Scriptura că Dumnezeu folosește un vas. Dumnezeu vrea să fim un vas curățit, destoinic pentru o lucrare bună. Dumnezeu vrea să te curățești, drag tânăr, să lași pornografia, să lași masturbarea, să lași prostile, să lași jocurile, să te sfințești că Dumnezeu are o lucrare cu tine în locul acesta. Caută-L pe Dumnezeu. Reputație bună. Mai mult, spune cuvântul aici că pe când învățau și se rugau și posteau, Duhul Sfânt a zis. Când o zis? pe când țineau studiu biblic. Oamenii chemați de Dumnezeu erau activi în biserica locală. Mai există o problemă. Ubin mult tineri și, dintr-o dată, din drogați și tatuați, să predau la o tabără și vin, frate pastor, I want to go to missions. Și eu le zic, hei, hold on, stai un pic. Cum? Direct de la droguri la. You want to be Billy Graham from the very first day? Sau so, cum? Creșterea lui Dumnezeu este treptată, dragi tineri. Dumnezeu nu a chemat la misiune tineri de la balconul bisericii. Nu. I-a chemat pe aia care erau implicați. Spune că erau activi în biserica locală. Pe când învățau, poșteau, se rugau. Erau tineri versați, erau tineri instruiți, de aia trebuie început treptat. Amintesc cu câtă dragoste am slujit doi ani în orchestră. Și ne bătea fratele pătruț. Și n-am înțeles niciodată de ce, că niciodată n-am fost în stare să cânt. Doi ani și n-am fost în stare să cânt o cântare în biserică. Dar ne punea în genunchi, cântam în genunchi. Ne bătea la palmă, la degete. Am învățat niște acorduri. Și am învățat disciplina. După a urmat 12 ani de fanfară. Am mai spus, am îngropat o morții din buja. Și iarăși n-am fost nu știu cât de bun. Acolo e foniu la grămadă. Sus nu puteam, jos nu puteam. Da? 12 ani știam că vinerea este repetiție. acolo m-au chemat frații la cor. Și fiind la cor, m-au chemat să predic. Dumnezeu cheamă oameni activi în lucrare. Nu cheamă legume care stau pe la balcone, nu cheamă oameni care stau sută pe telefon. Dumnezeu cheamă oameni dedicați deja, activ deja, prezenți deja la biserică. Pe ei caută Dumnezeu. Oamenii aceștia au fost cu reputație bună, dar au fost și activi în biserica locală. Și, în ultimul rând, dragii mei, vreau să închei pentru că a fost lung. Conducerea bisericii a validat întotdeauna. Chiar dacă Apollo a fost așa un nărvaș, nu l- putea ține în loc, nu s-a dus de capul lui. Atenție: Apollo s-a dus cu ștampila bisericii. I don't believe in Lone Rangers, Rambos of the Church, Zoros. Hai, duci! ei de ei, ei cu Domnul, au lucrarea lor. Toți aceștia, cât au fost ei de doritor și cum i o chemat Dumnezeu, prin prorocie, prin... au fost împuterniciți. Până și Apollo a fost autentificat și trimis până la urmă și a primit o scrisoare de însoțire de la biserică. Misiunea în afara bisericii nu este autentică. Tineri care pleacă în nesupunere față de biserică, în alte părți, misionari, nu au succes și binecuvântare. Nu cred că Dumnezeu te cheamă să faci o lucrare tu de unul singur, fără să știe frații și sororile. Măcar spune, nu uita, am pe inimă să fac o lucrare cu homeless. I, I'll never say no. Just do it, but let us know. We can pray for you. Dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu se face prin biserică. Biserica este cea care trebuie să știe de lucrările dumneavoastră, trebuie să țină legătura cu dumneavoastră și așa se fac lucrările Domnului în colaborare cu cu trupul lui Hristos, Biserica Domnului. Chemarea la slujire. Poate Dumnezeu te-a chemat și pe tine în seara aceasta și ți-a vorbit, drag tânăr. Pune-te în slujba Domnului și spune și tu ca Isaia, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Și vei avea o viață binecuvântată de căsnicie, de muncă, o bătrânețe fericită, pentru că nu este viață mai frumoasă decât viața trăită în cadrul chemării lui Dumnezeu, în slujirea pentru împărăția lui Dumnezeu. Mă bucur de copiii din Biserică, îi felicit pe toți părinții și copiii care îi văd aici, pe stage, la vârste fragede, la repetiții. Este o binecuvântare să crești în casa lui Dumnezeu și să fii activ din copilărie. Încurajez pe părinții care n-au trimis copiii. Trimiteți i la formații, implicații, pentru că așa vor crește drept. Am avut prieteni de copilărie care nu veneau nici la fanfară, nici la acolo. Mă gândesc la unul în mod deosebit. Am prieten în bujac acolo, nici nu mai știu de el numai pe la balcon, tot mai rar, s-au apucat de fotbal pe la UTA și dus -i. nici nu știu pe unde. E. Tinerii care au crescut la cor și la fanfară au avut șanse mai mari. Au fost mai aproape de, de biserică, au fost mai aproape de cuvânt și în timp s-au convertit cei mai mulți și au fost tineri născuți din nou. Implicați-vă copiii în lucrarea lui Dumnezeu. Sunday School, formații și așa mai departe și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.